Pandurii nu stau degeaba în această iarnă. Oficialii clubului Gorjan au anunțat că au nevoie de cel puțin 2-3 jucători în această pauză competițională. Antrenorul Edi Ordănescu și-a făcut deja planurile. Conform presei centrale, în vârful listei de transferuri le-a trecut pe fostul capitan al lui Dinamo, Alioșa Vojnovici. Vojnovici e un jucător interesant. Dinamo nu știu de ce a decis să se despartă de el. Am informații foarte frumoase despre el ca și caracter, temperament, prezență în vestiar. E un jucător interesant, însă în momentul de față sunt poziții pe care știm că avem nevoie de jucători. Am construit un profil și o listă cu 2 3 4 nume. Acum mingea e în brațele conducerii care trebuie să găsească resursele necesare să convingă jucătorii să vină. A declarat Eddie Ordănescu pentru Dolce Sport. Pentru anul 2016 obiectivul Pandurilor este mai îndrăzneț. Tehnicianul Eddie Ordănescu a anunțat că își dorește să se califice în cupele europene. Pandurii încheie anul 2015 pe locul 5 în clasamentul ligii 1.